Prieteni. Bine ați venit acasă la Striblinio, la campionatul mondial de fotbal vorbit. Am și astăzi câteva povești, una cu Hagi și Ginola, dar un pic de răbdare. Înainte ne uităm la ceea ce este numit deja un dezastru de transfer, e vorba de Eden Azar la Madrid și se pare că îi se pregătește plecarea. Jurnaliștii de la Total Football Analysis s-au uitat pe datele lui Azar să vadă dacă e chiar atât de rău pe cât vedem noi din tribună. E adevărat că Azar nu a jucat foarte multe meciuri de când a venit la Madrid pe o sumă astronomică, cred că vreo 43 de meciuri a jucat, așa că analiza s-a făcut pe toți jucătorii care au jucat, cum să zic, 200 de minute în ultimul sezon. Mă rog, lucrurile se văd destul de clar aici și arată așa, că Azar, care a fost adus ca să dribleze, da? Deci el a fost adus să dribleze și să înscrie în locul lui Cristiano Ronaldo a scăzut de la 8,2 medie de driblinguri pe meci la Chelsea la 3,7 driblinguri pe meci. Ba mai mult contribuie foarte puțin la fazele de gol și nu creează faze de gol și nu înscrie. Totuși, azard în ciuda acestor date este undeva cam în primii 40 de jucători în uh, la liga și datele lui nu arată chiar atât de rău, adică a avut un joc decent, dar în niciun caz nu a fost vedeta la care s-a aștepta toată lumea. Unde e problema cu azar? Din analiza sportivă făcută de acești oameni, rezultă destul de clar că azar nu-și găsește locul în teren. Țineți minte că aici am vorbit de mai multe ori că Zine Zinedine Zidane nu e un mare tactician, că nu reușește să așeze realul într-o formulă deosebită de aici, a diverse fluctuații de formă în ultima vreme. Și toată problema pleacă din așezarea în terena lui Mendy, de exemplu, meciurile jucate cu azar, și a lui Cross, da? care nu îi mai lasă spații de joc lui Azard așa cum ar trebui. Ba, mai mult sunt multe faze unde Azard se calcă pe picioare cu colegii săi neavând spațiu de care el, pe care el îl vrea întotdeauna. Ăsta e marele mister și întotdeauna când vă uitați la prestații unui jucător și spuneți, domnule, nu mai e ce a fost, gândiți-vă și cum îl vede antrenorul respectiv și ce vrea de la el. Dacă pleacă, nu știm încă, dar s-ar putea ca sub alt antrenor să se regăsească. Hai să vă zic și uh, o poveste legată astăzi de uh, Jinola și Hagi. Îl mai știți pe Jinola? Jinola este unul dintre vedetele fotbalului de atunci când eu eram mult mai tânăr. Denumit jucătorul anului în 1999 în Premier League, om care a jucat pentru Franța, dar nu foarte mult, pentru că a fost acuzat la un moment dat că din cauza lui s-a ratat calificarea aia din 94 când au reușit să piardă calificarea, deși erau pe primul loc în grupă și trebuiau doar să facă un egal cu Bulgaria și au luat bătaie acasă. Și, mă rog, Ginola a ajuns în vârful carierei pe la 28 de ani când PSG, care nu era marea echipă de, de astăzi, dar totuși câștigătoare de campionat, a vrut să-l vândă la Barcelona. La Barcelona povestea însă s-a complicat foarte tare cu Craif, Craif l-a vrut, l-a vrut mult, și atunci exista o regulă care nu le permitea să aibă mai mult de trei străini în teren. Străinii de la Barça, importanți. în momentul acela, erau Hagi și Stoichkov. Și după o serie de tatonări, Craif l-a sunat pe Ginola și i-a spus, din păcate, nu putem să-i scoatem nici pe Stoiccov, nici pe Hagi de aici. Cel puțin realizările lui Stoichkov la Barcelona au fost magice și uh, acum vedeți cum se scrie istoria fotbalului. Au mai avut o dată... Uh, Gino la ocazia să plece când era la Newcastle după un sezon fabulos când au terminat pe locul 2 dar atunci Kevin Keegan i-a spus nu-ți dau drumul pentru că mă omoară fanii. Cariera lui a fost strălucitoare și după aceea Craif a făcut un comentariu public în care a spus domnule în 1999 el este cel mai mare jucător al planetei spune m-am mulțumit cu atât chiar dacă în viață dacă m-aș fi dus la cluburi mai mari, cu siguranță aș fi fost astăzi unul dintre starurile planetei. Dar așa se scrie istoria pentru jucătorii buni. În fine, blestemul numărului 9. La Milan a venit Mario Mandzukic, îi se dă tricoul cu numărul 9, toată lumea speră că se va rupe blestemul, pentru că în tricoul cu numărul 9 de la Pipo Ințaghi din 2012 au avut loc numai rateuri, adică n-au mai fost jucători la fel de valoroși precum Ințaghi sau Vambastan, că ei au purtat numărul 9 la clubul ăsta. Șefcenco a câștigat titlurile de gheata a Europei și balon de aur cu numărul... 7 și Golghetta al campionatului tot cu 7. Și Rosoneri spun așa pe la colțuri, domnule, după ce a plecat Pipo, s-a lăsat blestemat cu ăsta. Fiți atenți, au fost aici, mi-am notat pe undeva pe aici. Sunt câțiva jucători care au fost acolo cu numărul 9. E vorba de Luis Adriano, de Mastri, de Destro, jucători pe care Milan i-a tot adus și a încercat să facă ceva cu ei, dar nu a reușit nimeni să se aducă la nivelul vârfurilor de atac dinainte. Manzukic a zis că nu are probleme cu dinastia și că cu ajutorul lui Ibrahimovic s-ar putea să reușească să spargă acest ghinion. Cei de la Milan au vrut să-i dea tricoul cu noul lui Ibrahimovic, e adevărat, numai că Ibra n-a vrut, probabil știind povestea. L-au sunat acum și pe Pip Pipo, Ințaghi, Inzaghi spunându-i, știi, a venit un nou număr nou din 2012 și Pipo a zis, terminați cu prostia asta că nu e din cauza mea, eu n-am lăsat niciun blestem în urmă, sper ca echipa să-și găsească din nou ritmul și numărul nou o să fie un veritabil atacant. Sigur că ar mai fi nevoie și de bani mulți pentru un veritabil atacant. Sau au cheltuit la un moment dat pe Higuain, dar nici el n-a dat rezultatele așteptate. Oameni buni, ăsta a fost stribliniu de astăzi, ne vedem și săptămâna viitoare și vă spun spor la treabă!